vărsător. Preocupările voastre principale în săptămâna ce urmează vor fi și vor ține preponderent de sănătate. Chiar cineva din familie ar putea să aibă o problemă dacă sunteți foarte tineri și nu aveți cum să vorbiți încă de probleme de sănătate, de să poate duce și să atenționeze la cineva din familie sau chiar un necaz ascuns, un ceva acolo, să sperăm că nu. Ați văzut cum zic eu la final, cele bune să se adune, cele rele să se spere. Să sperăm că nu și că toate lucrurile vor evolua cum trebuie. De ce? Pentru că paza bună trece prin veșdiare și știți lucrul acesta. În altă ordine de idei la vărsător, o să am anumite atenționări. Atenție unde țineți bunurile, banii. Nu lăsați lucrurile la voia întâmplării, în așa fel încât să nu existe tentații, să nu scape lucrurile de sub control în zona aceasta.